Chiar dacă istoricii mai au contradicții pe tema stabilirii datei de 25 octombrie ca zi armatei române, ofițerii Centrului de Instruire Panaidonici au ținut să marcheze apropierea sărbătorii. În numele sutelor de mii de militari morți pe câmpurile de luptă de-a lungul timpului, comandantul unității, locotenent colonel Cristian Gabriel Arinton, dar și invitații săi istorici, au punctat lucruri pe care le-au considerat importante. Dar semnificațiile sunt mult mai largi și mult mai profunde. Ea încorporăm practic întreaga tradiție ostășească a românilor, inclusiv cea din secolele 14-17, când domnitori precum Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ian Cudehu Nedoară, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Mihai Viteazu, Matei Pasaraf și alții au obținut victorii importante, strălucite pe marile câmpuri de luptă ale Europei. Sunt omagiați cu acest prilej toți ostașii căzuți în războaiele din secolele al XIX-lea și al XX-lea, toți eroii căzuți la datorie în teatrele de operații ale ultimelor două decenii, dar și militarii români care astăzi își fac datoria în poligoane din țară, în teatru de operații în Afganistan sau ca observatori ONU în diferite țări ale lumii. 25 octombrie este ziua în care poporul își celebrează armata și pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. Armata a fost o instituție respectată și iubită în toate timpurile. Oastea cea mare a voivozilor sau a voivozilor români sau armata modernizată de la 1830, armata lui Alexandru I, Cuza, sau Carol I și Ferdinand au înscris pagini memorabile. Dacă ar fi să vorbim despre victoriile de la Posada, Rovine, Podul Înalt, Războieni, Călugăreni, Pledna, Smârdan, Mărășești și Oituz. Și mă opresc aici pentru că trebuie să vorbim despre anul acesta al centenarului, anul 1917, un an foarte încercat pentru Armata Română, pentru poporul român. Un an cu foarte mari jertfe pe câmpul de luptă, toate duse în slujba împlinirii unui ideal de veacuri. Marea unire a tuturor românilor. Din păcate, astăzi, România încă nu e întreagă. În ceea ce privește ziua de 25 octombrie, haideți să spunem adevărul. În seara zilei de 24 octombrie nu mai era nici pui de inamic atunci. S-a așteptat pentru că a doua zi urma să fie ziua celui care pe timpul ăla era suveranul României. Și în ceea ce privește, nu știu dacă trebuia onorat, este o părere personală în calitate de cercetător istoric. Dumneavoastră trebuie să o spuneți și să vă spuneți cum se numește, nu trebuie să-mi răspundă mie cineva, dar cum se numește acel suveran care în plin conflict militar arestează capul de facto al oștirii române și îl predă inamicului. La finalul sărbătorii au fost premiați cei mai buni ofițeri care au participat la întrecerile sportive organizate în cadrul Cupei 25 octombrie.